În weekendul recent încheiat, Facultatea de Inginerie din Hunedoara a organizat o interesantă competiție de ciclism intitulată Poly Bike Challenge. Competiția a fost organizată pentru a se marca împlinirea a 100 de ani de mișcare sportivă în cadrul Universității Politehnica din Timișoara, din care face parte și Facultatea de Inginerie Hunedoara. Poly Bike Challenge. Acest eveniment vine cumva ca participare la ceea ce înseamnă 100 de ani de mișcare sportivă la Politehnică. Noi recent la Politehnică am aniversat 100 de ani de când s-a înființat clubul sportiv și atât în Hunedoara cât și la Timișoara s-au desfășurat două competiții de biciclete. Competiția, la finalul căreia toți au fost câștigători, a atras un număr mare de participanți. Și aici a fost vorba nu doar de studenți și cadre didactice de la Facultatea de Inginerie din Hunedoara, ci și de doritori de mișcare în aer liber. Mai mult, după încheierea întrecerii de ciclism, care a străbătut marile bulevarde ale urbei de pe Cerna, doritorii au putut desfășura și alte activități sportive în campusul universitar din Hunedoara. Cea de la Hunedoara nu știu cum să vă spun, a beneficiat de un număr foarte mare de participanți, mult mai mulți decât ne așteptam, peste 100-150 aș putea spune, după ce am parcurs principalele bulevarde din municipiul Hunedoara, participând la concurs atât copii de la vârste cât mai fragede până la performeri în domeniul ciclismului, ne-am reîntors la facultate și acolo, în a doua parte a zilei, au avut loc o serie de alte evenimente cu caracter sportiv. S-a jucat volei, s-a jucat basket, ping-pong și alte activități în campusul de la facultate. Competiția de ciclism Poly Bike Challenge, organizată de Facultatea de Inginerie Hunedoara, componenta Universității Politehnica Timișoara, s-a aflat la prima sa ediție.